laptopul lângă. Și cred și eu. Mă, dar pe tine l-am mai văzut. Pe X, dacă adunat, cred că s-au repetat sau amestecat sau... Ia, ia seama lui Dana, fii atent aici. Trecea de părți, îi zic. Ce știi ce făcea? Aici? Da, scrimi și poze mici, că am văzut ceva, parcă. Nu. Ce-ai păcut? Unde e Viral aici? Din cameră? De unde e? Pe hol? Din bucătărie e făcută poza. Yes. A, și ea e... Exact în ușă. Da, da. În dreapta e ieșirea și încolo înainte e sfageie. În stânga. Ăla e de la care țopă e pe el. De cauciuc. Au luat dinozaurii, cum am zis eu. Când dă pe la verde lui Maria, ți-am zis da? Și ai văzut și cum sunt albaștri? Tot mov. Vă vie 12 fără 10. Ce de zăbat? Spune-mi, care din trebuie că vitează. Ce poliție mă. Băi, și mine vine să ne duc unde trebuie să mă trezesc de vreme. Unde? De vreme la el este 10. Uite-ți la 9, jumate 10 în fiecare dimineață. Azi m-am trezit la 10 jumate când am auzit că a intrat Andrei pe ușă, am rupt dormitorul să văd dacă a dus sigările. Ha, oh, eram distrus. M-am zârculit ca un șarpe azi noapte. Șarpele, nu. Ce zici tu, dar aici Nelu e plâns. Că Nelu plânge mai repede ca mine. Aoleu! Și asta sunt multe. Că pe dumneavoastră vă știm deja. Nelu plânge mai repede ca mine. Băi, cum ai făcea doamna Elena despre soție? Ai ce mai răgea? La început era frică. Era de groază. Că nu putea să mai respire când plângea, nu știu. Parcă să spină așa, știi, se neca. Și era frică. Ce a venit că ți-a plăcut de el? Ai trimis mesaje de alea. La începutul competiției. Da, da, da. Și pare că primii au fost eliminați. Da. În aceea seară cu Ramon. Cât de grozavă. Ce? În aceea seară cu Ramon au plecat. Ba da. Ba da, ba da, numai că Gabriel a plecat primul și pe Ramona, da. Să zic așa, da. Gabriel... La el s-a votat o săptămână, la Ramona 15 minute. Da. Era Ramona, da. Și Gabi erau atunci în... Da. A plecat Ramona. Dar Ramona parcă s-a cerut, cerea da. Mult să da. Plece fata. S-a cerut. De Ioana mi-e de... Eu cred că am fost singura care nu m-am cerut dintre cei singuri. Din rest, am tot s-au cerut. Tu nu te-ai cerut niciodată? Eu am cerut să fiu votată să rămân. Păi să mă gurii, în trei luni face nuntă? Știu. Ai de capul meu. Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? De piesețe? Ai de capul tău, nu de-al meu, că eu ți-am zis. Știu că nu mai scap de tine. Lupul schimbă părul. Doamna, la vor. Adică, mă, ce faci acum? Mă avertizezi? Un pic.
Mi-ai spus că golanii erai la tinerețea ta, dar gata, nu cred că mai ești. Ba da, pentru că eu o să vă la 50 de ani o să ies cu băieții încă, cu tinerii de 20 de ani. Doamne, și când o să aibă un copil, nici nu mai trebuie nimic decât să stea copilul. Tu te mă, de aici, leu, cu mine pe peste tot. O să plece de la lucru, deci, mai devreme, spun, că nu mai stă de eu de ce sunt aceeași duci, mă? De exemplu, părinții mei când mergeau în discotecă. Mă duci foarte sus, mă, la într-un coș. Cu ei în discotecă, mă lăsau pe boxă. Deci fără miștouri. Așa făcea acolo și cu el. Și dormeam, despărgeam, dar n-aveam cu cine să mă lase și mă lălau cu ei în bar și în discotecă. Și pe aia când am crescut mai mare și deja mergeam și de alea, mă lăsau să umblu la lumini, știi, la jocurile de lumini, apăsam pe butoare pe acolo. Și acum, Guri, n-ai ce să faci? Bine, Iubire, că mi-ai zis. Mergi și copiii noștri, ne-i facem dăți. Nu sunt sigură dacă tine l-a luat în discotecă. Eu le iau, sigur. Sigur, n-am. Bă, am mai auzit placa. Destul gen, îi pun cercel în ureche de cum se naște. Da, eu de la 6. Da, da, eu de la 6 luni am avut cercel în ureche. Chiar? Da. La 6 luni am făcut tati gaură. Da, mă, era șmecher când era mic. Dar bine, m-am născut în Elveția și acolo și era. Toți copiii aveau, toți băieții aveau cercel. Adică cum să rămână el așa? Pentru că așa era la ei tradiție. Copilul își pune cercel în urechea stângă de când să, nu chiar să-l naște, că e mai ușor. Aveam o verigă de aia, știți, spuneam, o mergă cercei ei, a simplu, de aur, rotunță. S-a început. Îi dă ceva. Îi dă ceva. Albastru. Nu, e biberonul în spate, albastru. Da. El are în mânuță, ea biberonul. Da, ce bea aia, cărnița aia cu apă. Laura. Ce asta? Eu zic că e biberonul aia, în spate. Mai bine de doamna Aurica. Da? Mai bine vedeți nevastă. Da, e biberonul, ține în mânuță. Acolo e câte schele pe o s-o pupe. Și-o pupă, da. Așa mi s-a părut. Iubiți, am zis că i-am găsit un al doilea nume la fetiță. Katie Jessica On. Dar nu e Katie, Katie. Katie. Sau Katie. Kate. Și niciun caz. Facem cu Kate sau cu Katie, cu Y? Kate. Și zici Kate. Tu Katie. Katie. Cum se cheamă pisicea? Cum? Lilu. Lilu? Da. Lilu îi pui la pisică, ți-au o pisică și îi pui Lilu. Așa o chema. Și cum vrei să se scrie? Lilou? Nu știu, că așa era un film cu Mila Jovovich, știi, și așa o chema. Serios? Lilu. Așa să se culce.